Mai puțin de 60 de locuințe de tip ANL construite la Drobeta Turnul Severin au fost cumpărate din anul 2003 și până în prezent. Dacă până acum oamenii aveau rețineri în ceea ce privește investiția într-un imobil, acum tinerii își fac planuri serioase odată cu scăderea prețurilor. Aceste locuințe pot fi achiziționate doar în baza anumitor criterii. Achiziționarea locuințelor de tip ANL nu pare să fi reprezentat pentru tinerii severineni un plan de viitor până acum. Din anul 2003 și până în prezent, doar 60 de imobile au fost cumpărate. De vină pare să fi fost și interesul scăzut al severinenilor, dar și procedura de achiziție. Scăderea prețurilor la aceste locuințe a schimbat însă perspectiva tinerilor, care acum se gândesc serios la o investiție imobiliară. Nu s-au vândut foarte multe, în jur de 60, pentru că au fost foarte greu preluate, recepționate de către ANL București și predate către primăria Drobeta Turnul Severin. Solicitările vor fi probabil mai multe în momentul în care ele vor sta în regulă din punct de vedere al proceselor de predare-primire către autoritatea locală. Prețul imobilului variază în funcție de starea acestuia. De asemenea, aceste locuințe pot fi achiziționate doar în baza anumitor criterii. Până în prezent, în Drobeta Turnul Severin au fost finalizate peste 400 de apartamente, printre care și cele care au fost puse la vânzare. Prețul acestora pornește de la suma de 25.000 de euro și poate urca în funcție de anul în care a fost construit blocul, dotări și compartimentare. Cei care locuiesc în astfel de imobile spun că investiția merită toate sacrificiile. Se merită, da. Sigur. Tinerii ar trebui să fie interesați. Da, cred că da. La prețul ăsta nu găsesc. Locuințele ANL sunt destinate tinerilor. Scopul acestora este de a asigura o chirie și mai apoi o locuință proprie la un preț accesibil.